Dacă e toamnă, e vremea recoltei, iar asta înseamnă că echipele AgroTV sunt în plină activitate. Și străbat țara în lung și în lat pentru a vă prezenta prin reportajele noastre realitățile fermierilor români, cu bune și cu mai puțin bune. Astăzi vi le prezentăm în jurnal pe cele cu care se mândresc agricultorii noștri. La Gureni, în județul Gorj, am descoperit căpșuna de toamnă, gustoasă și gata de cules. Florin Vijulan ne-a primit la Genivișa cu brațele deschise și ne-a povestit într-un interviu acordat în exclusivitate pentru AgroTV despre căpșuna delicioasă de Gureni. Vă invit să-l urmărim chiar acum în jurnal. Mă bucur mult de tot că AgroTV este alături de mine și pot să le prezint aici ceva ce e mai rar în octombrie. Ia spuneți-ne despre cultura noastră de căpșuni. Am început acum 7 ani. Să cultiv căpșună aici în zona de munte, ceea ce pentru alții a fost neîncrezător, au zis că nu o să reușesc, dar din fericire am reușit și se vede după producție și după calitate că este ceva deosebit. Cultura de căpșuni nu e una, cum spuneați și dumneavoastră, obișnuită pentru munte, dar de ce v-ați gândit dumneavoastră așa? V-ați făcut o ambiție să faceți cultură de căpșune sau v-ați gândit că o să aveți și ce să faceți cu ele? Păi, bineînțeles că ne-am gândit că o să avem ce face cu ele, deoarece că suntem și producători de dulceață, facem dulceață de căpșuni, dulceață de zmeură. Cum ați reușit să puteți valorifica munca? Deci de valorificat este foarte simplu, am valorificat-o pe piețele din Târgu Jiu, fiind un produs de calitate, nu am întâmpinat greutăți. Cu forța de muncă avem angajați de aici în zonă și ne bucurăm că am dat de muncă și oamenilor, iar pe viitor vrem să ne extindem, să mergem în continuare. Ce producție aveți anul acesta? Păi, producția de primăvară a fost destul de mare, culegeam pe săptămână, să zic așa, la o tonă jumate, 2 tone de căpșuni. Acum este mai mică pentru că este toamnă și vremea nu ne-a ajutat în vară, atunci când au fost căldurile mari, ne-a afectat foarte mult, planta nu s-a dezvoltat așa cum trebuia. Deci, față de anii trecuți, a fost un pic mai greu anul acesta. Da, a fost un an mai dificil, da. Un an mai dificil, da. Și în rest, de costuri de producție, ce puteți să ne spuneți? A fost mai greu anul acesta decât în alți ani? Costurile de producție nu au fost mai greu. Am făcut un proiect ca să putem să luăm apă din Bistrița, care curge pe aici, pe la noi, și irigatul l-am făcut din Bistrița. Una peste alta, cum a fost anul acesta pentru dumneavoastră ca și fermier, să spunem? Un an bun. Un an aproape ca ceilalți ani. Deci, puțin afectat de căldură. Vă așteptăm cu drag în plantația noastră să mâncați ceva deosebit.